Vrei jocuri ieftine la un preț avantajos? Ei bine, Instant Gaming este aici. Ai un link în descriere. Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de PC Building Simulator. Dragilor, revenim cu un nou episod din această serie și pentru videoclipul de astăzi vedeți că avem aici două calculatoare de făcut și nu știu dacă mai am ceva pe aici. Ba uite, mai am și unul aici cu Diagnose and Fix the Problem. Chestie nebunie. Am ceva chestie, ce e ăsta? Silverstone. Ah, ăsta e ăla cu i3, ok. Ăsta e ăla cu i5 și ăsta e ăla cu i7. Mamă, ce l-am pus pe categorie aici. Da, resell value-ul, văd că trebuie să iau cam 700 pe ăsta și momentan e la 300, așa că dacă nu sunt convină, o să-l scoatem și o să-l mai punem o dată, dar o să vedem. Însă, pentru acest videoclip, avem de făcut două calculatoare aici, care sunt cam urgente de făcut pentru că văd că băieții nu prea mai au răbdare așa de multă pe aici. Și asta e cu diagnoze fix, așa că hai să vedem. Avem un PC de 1400, PC Gameplay, Dead Stick, Bash Flix Simulator, Minimum Specs. Hai să vedem la Willy Tran, Dead Stick, Bash Flix, Minimum Specs. Ar trebui așa 8 GB de RAM, 4 GB am medrat de un RX 470 de 4 GB. Bun, hai să vedem. O să vedem ce putem să-i punem. Deci o să mergem pe un Ryzen 5. De care Ryzen ai zis că-i trebuie? Stați așa. Ryzen 5 quad-core 1500X. Ascendenting. Nu, hai descendenting. Ding. Limbere române. Ryzen 5 1500X. E pe AM4, nu? Da, e pe AM4. O să-i punem și un cooler. Ceva aici mecherie cu RGB n-avem? Nu, da, uite, l-avem pe ăsta, da, Cooler Master cu lichid. E ok. Un AM4. Dacă de bază de la AM4, eu putem pune pe asta dacă e până acolo. Memorie, cred că am eu o plăcuță de 8 GB să-i pun. RX 570. OC Edition-ul ăsta e... Are 4 GB RAM, bă. Bine, 4 GB de RAM mi trebuie, dar... Nu i-aș pune chiar 4 GB de RAM, adică... Da, bă, hai să-i punem așa. Storage avem să-i punem, nu ar fi o problemă. Îi luăm și-o de asta și ne trebuie și o carcasă pentru el. O carcasă care să fie aceasta... Eu ca în casă în care n-am mai lucrat, cred că în asta n-am mai lucrat, 130 de dolari. E 1100 momentan, ceea ce e perfect, o să-i dăm same day delivery practic, să vină aici foarte frumos, hai să luăm și PC-ul, bam. Ok, bine, el zicea că vrea MSI components. Oh, fuck that. Da, așa e când te grăbești. 1151 cabile și atunci trebuie să iau un i5. i5. Cât e Ryzen-ul ăsta? Ryzen 5 1500X-ul e 190 dolari și atunci un i5 e 200. 7600 capa. Bun, atunci cumpărăm așa și cu ăla facem noi alt procesor. Hai că e bine. Facem alt calculator. Dragilor, dacă vă place această serie, nu uitați să lăsați un like, pentru că am văzut că ușor ne revenim și noi cât de cât la activitate și știu că am pus eu pe tabul de comunitate acum ceva timp, bine, practic a trecut ceva timp de atunci de când am pus eu acel tab de comunitate pentru că eu filmez videoclipurile din avans, dar v-am întrebat acolo dacă vreți să postăm numai Minecraft și am văzut că în mare parte... Mulți vreți doar Minecraft, însă rugămintea mea ar fi să vă uitați și la celelalte clipuri, pentru că sunt clipuri mișto și chiar amuzante unele și sunt sigur că dacă v-ați uita chiar ați fi încântați, dar știu de asemenea și că faptul că mulți ați venit pentru Minecraft și vreți să vedeți doar Minecraft, dar ar fi ok să vă uitați și la cam tot ce postez, pentru că sunt clipuri destul de interesante și... Chiar sunt și muncite, adică, na, nu, niciodată nu am fost adeptul cu videoclipurilor puse doar să fie. Și asta e ideea. Dacă vreți, puteți să încercați să uitați la
toate seriile mele de pe canal, să vedeți cum sunt și dacă vă plac să vă uitați și la altele, pentru că eu evident o să postez și Minecraft în continuare, doar că nu pot să postez doar Minecraft, pentru că nu, fizicul meu nu, fizicul meu mental vorbind, nu mă las efectiv să mă joc doar Minecraft. Stați așa să iau carisma, relevant aici. Bine, vreau să mai fac o chestie. MSI. Am normal, hai mă să mor tu. Că avem și placă. Iau 980 Ti. Sau cât e, cât costă un stați așa. Cât costă un RX 570? 330, ok. Deci dacă l-ai 330, eu trebuie să mă duc pe aici și să văd un R9 390 de ăsta. Sau un 1060, hai că iau un 1060. Hai că ești nebun. Îi fac ăsta PC-ul până mâine. Bine, asta e partea nașpa, că nu sunteți atenți la ce vrea clientul, că el a zis acolo că vrea MSI components. Yeah, that's the problem, but, well, aia e. Știu sigur măcar că ăsta o să-i meargă, gen. Bun, și hai să-i luăm și ăsta care e practic pentru el, ok. Mai avem $500 rămași. Deci e bine, e bine. Uite aici o plăcuță de 8 giga. Perfect. Hai să scoatem și noi chestia asta pe PSU mount-ul. Hai să-i punem un power supply, nu mai știu, asta mi se pare că am luat-o. Cred că era a lui. Ok. Ce mai avem de pus aici? Mai avem de pus un hard. Avem 1100, ceea ce e ok. Îi punem un hard de 1 tera. Hardul ar trebui să fie băgat aici. Și nu știu eu dacă am vreun SSD nou. Nu cred că mai am SSD-uri noi pe aici. Nu mai am decât SSD-uri folosite. Drept dovadă, nu cred că o să-i pun eu SSD și o să-l las. De fapt, mai am 230. Aici mi-ai băgat o plăcuță de RAM și un SSD care ar fi de ajuns, zic eu, da. Dar nu mai am bata. Ok, o să-i fac o chestie și o să-i pun, o să-i pun o plăcuță albă, una roșie. Hai că n-arată rău, chiar n-arată rău. Și mai avem $200 rămași. Hai să căutăm și noi un SSD de $200. SSD. Bam, și hai să luăm de aici așa 440, 60, 500 de 256. E perfect asta. Da. Hai să luăm și noi 10 bucăți. Hai 12 să avem să avem aici, că uitați, ne trebuie și SSD-urile astea sunt chiar foarte ok. Pentru PC-uri mai multe și așa mai departe. Deci e perfect. Mai avem $152 și ce mai putem adăuga? Eventual niște fanuri de la Corsair și cam asta ar fi tot ca să ne încadrăm în bugetul pe care ni l-a pus el acolo. Stați așa că pot să-i mai pun un fan aici deasupra. Și avem 1300, mai am $97, dar aici nu știu dacă pot eu să pun fan. Probabil că nu pot. Ia, aici nu pot să pun fan și nu-mi părea mai am ce să-i mai adaug, așa că o să-i punem cablurile. Hai să vedem, niște cabluri roșii de preferat, ca să-l facem roșu dacă avem placa aia video roșie. E ok, îmi cer scuze pentru telefonul meu care sună, vă că. Adică primesc mesaj. Așa, conectăm astea frumos aici, bam, bam, bam. Conectăm toate cablurile astea aici frumos la plăcuța de bază și la sursă și tot ce trebuie aici să facem să fie bine. Uite așa. Așa și ce mai avem? Uite pe ăsta, bam. Și ăsta, uite așa, perfect. Hai să băgăm și astea. Și cât timp o să se pună el acolo? O să-i băgăm și chestia de lightning ca să-și facă, adică nu ca să-și facă, să-i punem noi culorile să fie frumos. Bam, și o să-i dăm un power. Perfect. Hai să băgăm front panel-ul. Îi băgăm
ăsta de aici și îi băgăm și chestia asta de aici din spate, anume side panel-ul, care, bă, la carcasa asta chiar arată bine și side panel-ul ăsta. Chiar arată frumos. Bun, hai să vedem. Lightning. Perfect. Îi dăm aici să se instaleze lightning-ul frumos și după aceea mai avem aici de făcut un PC și să-l diagnosticăm pe ăla. E ok, e frumos, e bine. Bun, lightning. Selectăm toate astea, mai puțin astea de aici și le facem toate roșii. Bam! This is it! Hai că arată bine rău. Arată bine rău PC-ul ăsta. Nice, îmi place. Bun, ca să nu-l mai țin aici că... Na. Nu e ok, this is a great set building new PC's. Bun. Perfect. 1750 Counter-Strike Source Minimum Specs. G-Skill parts are really good. Dacă tu zici, prietene, G-Skill parts să fie. Atunci o să facem cu un Ryzen 5 1600X-ul ăsta, nu știu eu. Stați așa să văd o chestie. Procesor. Am un 1500X nefolosit, astea sunt toate folosite și ăsta. That's not great. Eu zic să mergem pe un i7 totuși. 7700K, 1151. Da, motherboard aș prefera, mersi. Culoare, ce fac cu RGB pe aici avem? Uite, pe asta avem cu RGB, bam. Cooling, ascendenting, nu, hai descendenting. Păi și stai, astea cu... Ba, ar trebui să meargă, nu văd de ce n-ar merge. Hai să luăm pe ăsta de 200, că și așa foarte multe chestii nu o să am să-i pun. G-Skill, o să-i pun asta de G-Skill de 16 GB. Hai să-i mai punem, ce placă video să-i punem noi? Un 1070. Mă gândesc că ar fi ok. Cât îi trebuie pentru Counter-Strike Source-ul ăla ea? Dacă l-aș și vedea ar fi bine, dar vă zic sincer că nu-l văd. Counter-Strike Source 1 GB RAM, 3 GB VRAM, Ryzen și un R9 chilipir. Deci merge oricum. Bun, e adăugată și chestia aia. Hard și SSD am eu să-i pun, nu-i problemă. Cabluri și carcasă. Nu trebuie o carcasă mai ieftină, că văd că nu mai avem atât de mulți bani. NZX TH440. O am pe asta de la Antec. Sau aș putea face în asta. Sau un tot un existit PS340 Elite Black. Hai în asta de la NZXT. Bun, și teoretic n-ar trebui să depășească PC-ul lui de suma pe care o cere el acolo. Bam. Cumpărăm și noi astea. Hai să luăm ăsta, să-l punem aici și să-l montăm. Ok. Da, până un alta. De fapt nu, hai să facem ăsta și după aia o să ne ocupăm și de celălalt PC. Să fie ok, bun. Mai avem totuși 4 zile să-l facem pe ăsta, așa că eu zic că e destul de ok. Nice! Good, hai să vedem. Instalăm toate astea aici. Bine, începem cu placa de bază frumos. După care eu zic să punem RAM-i ca să ne mai ținem acolo, că n-are rost. Memory, G-Skill Trident, bam. Procesorul avem un i7. Frumușel. S-a mortu, hai mă. 7700K. Așa, instalăm ăla. Ăsta este cooler-ul. Cooler-ul, limba română. Doesn't fit, ok, atunci trebuie să luăm de ăsta. Bun, nu are nimic, că o să-l punem noi în altă carcasă, dacă e. Da, da, se cam vede că nu prea intră. Mă rog, e ok, în fine, nu contează că îl punem pe ăsta, deci tot e bine. Nu-l lăsăm fără cooler pe om. Deci e ok, zic eu.
Scoatem astea, perfect. Grafică. Uite, băgăm și un ăsta și avem 1500. Nice, cu un storage de 1 tera. Așa, cu power supply-ul ăsta, care cred că e puțin cam scump, și dacă e foarte scump o să mai scădem noi ca să nu fie probleme. 1737, mai avem $13, apoi nu cred că mai pun SSD, că n-are rost, că sunt fix la fix. Și n-are rost să mai pun SSD. Chit că aș fi putut, nu știu cât cât ia cu tot cu SSD și nu știu, 37 peste. Well, fuck that, nu mă zgârcesc pentru $37. Hai să vedem ce de-astea să-i punem. Noi le facem negre, zic ok. Configurație pe negru. Nice. Hai că arată bine, chiar arată bine și PC-ul ăsta. Place așa cum arată, e șmecherescu. Chiar arată foarte, foarte bine. N-o să-i mai schimb astea de aici pentru că n-are rost. Adică oricum, lumină neagră, well, ce rost are. Să fim sinceri. Bam, conectăm toate astea frumos. Să fie bine. Uite așa. Perfect. Hai să-i băgăm noi ăsta. Până unul în altă îi dăm un power și noi o să-i băgăm... Îi punem dust filterul ăsta, îi băgăm front panel-ul. Îi băgăm side panel-ul. Îi băgăm și side panel-ul celălalt și that's it. O să-i facem noi și lumina, practic. Mergem aici la lightning. Ce ar trebui să fie foarte, foarte ok. Hai să dăm un restart. Să vedem ce o să iasă. Ar trebui să fie, să fie destul, destul de ok. Zic eu, nu știu. Vedem imediat. Ok, lightning. Le bifăm pe toate astea și astea de ce le scoatem așa ca să stale noastre și le băgăm pe negru și dăm apply. Bam. This is it, you know. Looks very nice din punctul meu de vedere, chiar arată foarte bine. Nice, ăla e ok, e build perfect și ăsta e diagnoză în fix. Pentru ce pot să-i scot eu asta? El omul ăsta ce zice că ar avea? PC-ul lui. Fix, I think something broken, can you... I'm assuming with it, no, that round had to go one way around. The soldier has failed, I get done by așa. In this part, chapel, but I you want please, okay, it's not as quick as to be. Omul zice că sunt RAM-i. RAM de la T-Force, mă gândesc că ar fi T-Force Delta RGB Series White 8GB 2666. Hai să conectăm astea să vedem dacă chiar sunt RAM-i, dar mă gândesc că ar fi RAM-i. Așa, ce buget avem aici? De 140. Mai numai RAM ar putea să fie atunci. Nu prea are ce. No RAM, yep. Hai să vedem, dacă dăm pe remove, avem aici T-Force Delta 2 White. Memory T-Force. Delta 2 RGB Series 8GB 2666 White. This is it. Hai să vedem, să-i punem aici. Nice, scoatem ăsta, perfect. Memorie. Bam. Hai mă, du-mă jos. Ăștia-s broken. Și mai avem o plăcuță fix la fel, bam. Și aparent văd că mai are ceva pe aici. Placa video pornește. Ăla e ok, ar putea avea virus sau ceva de genul. Hai să vedem. Virus scanner. O să-i băgăm virusul și până un altul o să mă uit, o să văd dacă are și SSD și hard. Că s-ar putea să aibă SSD și să buteze de pe ăla și hardul să fie stricat. Da, nu, că văd că nu are SSD, are doar hard. Are hardul acolo, SSD nu are. E foarte posibil să aibă virus. Yep,
avea ceva virus și asta a fost practic tot virusul ăia. Deci e ok, l-am terminat și pe ăsta foarte, foarte frumos. Câți bani am făcut? Hai să vedem. 500. Nice. Nice, go to PC. Nu îmi zic că am uitat să-i pun în complete case. Bine. Ce am uitat să-i pun pe cei loc? O, eram sigur. Hai că-l băgăm acum, nice. Nu-ți plug din nici, nu mai trebuie. Coleg, 5 stele. Nice. Only use new parts. Perfect. E bine, hai că am făcut și chestia asta. Facem level 15 ușor, ușor. Însă hai să vedem și noi ce mai acceptăm de aici. Diagnoze în fix today, nu ne băgăm. Overclock GPU. Bă, nu prea m-aș băga la overclock, poate pe procesoare, dar așa nu prea vine să mă bag. Tomorrow. Uite, overclock CPU. Ok, hai să vedem. Bine, ăsta trebuie să-l fac eu. O să-l fac, bine, o să facem în episodul viitor cel mai probabil. Ăla durează deja 2 zile până ajunge la mine, nu mai are sens. Așa, mai primim ceva părți pe acolo. Și... teoretic, dacă mergem aici la PCB, nu cred că mai avem nimic, că mi se pare că am cumpărat eu cam tot ce ar fi trebuit să fie PC with Intel i5, da, deci nu mai avem aici nimic. Dragilor, cam atât a fost și cu acest videoclip din seranța de PC Building Simulator. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Nu uitați că pe mine mă puteți găsi și pe Instagram. Aveți Instagram-ul în descriere dacă veți intra să-mi dați un follow. Aveți și serverul de Discord unde puteți intra, pentru că acolo vă anunț când postez videoclip nou și când fac un live stream. Și desigur, am adăugat gradul de abonat premium, așa că abonații cei mai activi vor primi acel grad. Deci vă invit și pe serverul de Discord. Nu uitați și de platforma Instant Gaming, pe care de asemenea o aveți în descriere. Iar în ultimul rând, vreau să le mulțumesc tuturor membrilor care apar acum pe partea stângă. Eu am fost Dani și ne auzim la următorul videoclip. Bye bye!